Salutare și bună ziua, dragi prieteni, surpriza la tine acasă, din nou s-au pornit la drum, așa cum o facem de obicei atunci când avem încrederea oamenilor dragi, care solicită serviciul nostru de livrare surprize pentru oamenii dragi de aici de acasă, ce au sărbători frumoase. Mă numesc Ulesa Palade și echipa mea surpriză la tine acasă vine din nou spre oameni dragi ce au sărbători frumoase și care țin așa, portița deschisă pentru cei care binevoiesc astăzi să le vină și să le pășească pragul. Ne aflăm în Gara Fălești și venim azi spre Igor. O frumoasă vârstă în buchetul vieții completează astăzi o nouă cifră și noi desigur venim cu drag să spunem la mulți ani de partea cuiva drag de asemenea care ne-au solicitat și ne-au rugat să venim aici la această adresă și desigur sperăm din suflet căldură și voie bună și din partea magiatului, cât și din partea noastră, cei care aducem o grijă, care aducem un respect din partea cuiva care astăzi au vrut frumos să felicite, astăzi au vrut să spună la mulți ani și astăzi așa, prin câteva cadouri, dar cel mai important, un drag și un respect pentru cei omageați de cei de acasă. Haideți cu noi! Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire la mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit. Îmi cerem scuze că dăm busna, în caz o umblu ni chemați, ne invitați. Vă spun bună ziua încă o dată. Venim spre voi azi când aveți omageat în casă. Stăpânul casei sărbătorește ziua de naștere și adună cu siguranță o nouă floare în buchetul vieții. Cineva drag, sufletul vostru ne-a trimis aici, încărcați cu de toate pentru toți. Să spunem la mulți ani, în primul rând, celui care este capul familiei, este stâlpul familiei și cel care are motiv de sărbătoare. Și desigur și pentru voi, atenție, cât de puțin, să nu supărăm pe nimeni și să bucurăm sufletul fiecare dintre voi. Dar înainte de toate vreau să vă întreb dacă mai are rost întrebarea mea, desigur, să vă întreb din partea cui vinim noi. Mama. Păi n-ar putea să-ți mulți? Mama, am înțeles. Noi venim aici din partea neamnaților oameni, familia Curtescu, nașii voștri. Mi-au rugat frumos, cu mult respect și drag față de voi, de întreaga voastră familie, să vă aducem un moment așa frumos în sufletul vostru, să-l păstrați o amintire frumoasă din partea lor, cu toate că cel mai mult și-ar fi dorit cu siguranță să vină ei personal, să sărbătoriți frumos, să stați la masă, să cerniți pahare, dar astăzi cu siguranță au făcut acolo departe, în Irlanda, știind că aici acasă fie nu este sărbătorit, dar au vrut și să vă bucure așa, cu o prezență virtuală a lor și fizic noi, cu darurile care ne-au rugat să vi le aducem și noi o să încercăm să vi le înmânăm. Da, îți spate. Tot pentru dumneavoastră avem și acest coș pregătit cu drag. Așa. Avem și un buchet de flori frumos, dar este pentru perechea potrivită a dumneavoastră. O să o spun chiar cu toată încredere, pentru că ei vă consideră o pereche frumoasă și vă consideră familie minunată și vă consideră mândria lor. Așa, și deci pentru dumneavoastră, în semn de grijă care vă poartă de naș, pentru fiii, de dragul care vă poartă, de mult respect care vă poartă. Și dacă spuneți că bebelul vostru are o săptămână, eu cred că ar fi frumos să vă spun și felicitări familiei voastre cu un nou membru. Deci florile sunt și mai mult binevenite pentru mămica, pentru ceea ce dă viață, pentru femeia care înmulțește lumea, pentru femeia care dă rost acestei lumi, oferind bărbatul alături copii. Să fiți fericiți, în partea nașilor cu tot dragul. Așa, noi mai avem aici. Doar să nu greșesc cu ceva. Pentru micuțul de aici avem ursule de partea nanilor. Ce faci pe ce ne ajutați? Așa. Și mai avem aici, atenție, au zis așa, sunt deja mari, au plăcerile lor, au dorințele lor și ca să nu greșim noi cu vreo jucărie care să nu le placă, ei deja știu ce e frumos, așa e? Și amă, copiii sunt moderni, copiii au diferite dorinți și plăceri. Aici este din partea nanilor, Igor și Lenuța. Cu siguranță, împreună cu mămica și tăticul, voi o să-i folosiți acolo unde trebuiește, da? Ani, o să vă bucure și să vă spună că vă iubesc foarte mult, să fiți sănătoși și cu minți, să ascultați părinții și nanii. În gândul sufletului, în familie voastră, mult sănătate,
Dacă aveți atâtea motive în familie, o să încep totuși cu cel mic. Cred că nu este el azul magia, dar este minunea care aportă în familia voastră și mai important ca nașterea unui copil în viața asta, cred că nu există nimic. Să vă bucurați de familia frumoasă, să bucurați de nouă vostru membru de familie. Să-i dați o educație, să-l iubiți așa cum știți, dar voi ca părinți să faceți. Să vă aducă bucurie și lumină în casă, așa cum cu siguranță o fac și cei mai mărișori, Bade cu Lelea, care ajută aici mamica să crească figuraș, așa-i? Acum, primele două săptămâni, pe urmă obosesc. Așa, creșteri fără primejde, îngerul păzitor să-l ocrotească pe el, cât și pe voi. Pentru Igor, sănătate, bucurii, realizări, tot ce vă doriți de la viață să aveți, să dobândiți, să munciți pentru ceea ce doriți să realizați și, desigur, dacă aveți așa naș minunat și dacă așa pereche frumoasă, care și eu o cunosc deja, nu de un an, de doi, v-au acceptat în familia lor și sunt parte din viața voastră și voi din viața lor, eu spun că sunteți fericiți și împliniți și cu siguranță și ei vă apreciază foarte mult dacă au recurs la așa un gest frumos de acolo, de parc, repejor, spontan, prin așa câteva clipe de organizare, dar să ajungeți spre voi și să vă bucure pe toți, pe familia frumoasă. Dacă aveți și voi să îi spuneți ceva? Îi spune mulțumesc frumos că n-au uitat de noi și așteptăm cu mare drag acasă să fie salvat pe fenuțul. Și să am și parte bucurii din nepot să-l crească și nu mă bucurii să-l duc acolo. Să te iubim. La voi toți sunt Igor aici. Nașul Igor, fenul Igor, fenuțul Igor. Ok, bun. Bun, noi vă lăsăm cu bine, sănătate, bucurie și binecuvântare în casa voastră. O zi frumoasă, aveți toate bune.